Cercul de marketing al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, coordonat de lector universitar dr. Andreea Muntean, a organizat marți de la ora 18 la Casa de Cultură a studenților din Alba Iulia, ediția a doua evenimentului Lumini, Cameră, Publicitate. Studenții au oferit publicului larg șansa de a lua contact cu lumea publicității în stilul imaginat prin Noaptea Devoratorilor de Publicitate. Pe tot parcursul evenimentului, care a durat mai bine de 3 ore și jumătate, au putut fi vizionate 4 calupuri publicitare împărțite pe teme interesante și atractive, precum animale în publicitate, food and drinks, emotional și topuri. Bineînțeles, nu au lipsit concursurile și premiile surpriză. Un asemenea premiu a fost înmânat tinerei pentru cel mai reușit afiș publicitar. Câștigătoarea concursului este o domnișoară pe nume Gia Marina Cristina. Aplauze pentru domnișoara Marina și dacă este printre noi o invit în scenă. Ce credeți? A făcut un afiș frumos, nu? Ia să aud aplauze încă o dată. Bravo! Aceasta este diploma din partea noastră. Evenimentul a fost onorat de prezența prorectorului Achim Moise.